Binecuvântat să fie Domnul. și surori, cer permisiunea de la dumneavoastră să trecem câteva minute peste programul pe care îl aveați stabilit sau pe care îl aveți de obicei cu biserica dumneavoastră. Nu mi face plăcere, să știți, vă spun foarte sincer, să predic peste fix, să trec dincolo de ceea ce este stabilit. Uh, există un ceas biologic, chiar dacă dumneavoastră și noi ne străduim oarecum să fim politicoși și să mai rămânem, să mai zăbovim în casa Domnului, există un ceas biologic care deja sună de plecat acasă și uh, nu-l poți opri cu, de la buton așa. E, e o chestiune mai complicată. Știu că va suna în mintea și în adâncul patologiei dumneavoastră această acest stimul de plecat acasă, însă dumneavoastră veți mai rămânea un pic pe loc și eu voi încerca cumva așa să vă companiez în drumul spre casă, să fiu pe lângă dumneavoastră și să vă spun câteva lucruri din partea lui Dumnezeu. Suntem în această seară aici împreună cu uh, frați și surori cu tineri din uh, România. <coughs> Am venit pentru câteva zile în Austria, așa cum deja spunea fratele Pastor. În această seară e prima întâlnire pe care o avem. Mâine vom fi într-o altă biserică, sâmbătă în alte două biserici, duminică în alte două biserici și apoi duminică noaptea vom pleca spre casă să ajungem uh, acasă la servicii, la activitățile uh, pe care le-am lăsat și din care ne-am învoit pentru aceste zile. Este o bucurie a noastră de a fi cu dumneavoastră. Vom vedea până la urmă. Nu vreau să vă pronunțați, dacă și pentru dumneavoastră este o bucurie. Este un fel de invitație amestecată cu bucuria noastră de a fi aici și nici nu știu din ce capăt să o articulez, dar lăsați-o că ne-am propus și ne-am dorit să venim la dumneavoastră, suntem uh, în postura aceasta de a ne fi invitat la dumneavoastră. E posibil să fie poate pentru prima oară în viața mea când sunt în postura aceasta. <coughs> Vreau să vă spun uh, de la capul locului, uh, deja s-au făcut câteva anunțuri aici vis-a-vis -vis de uh, cheltuială, vis-a-vis -vis de sacrificiile pentru găzduirea noastră, pentru primirea noastră, pentru hrănirea noastră. Vă mulțumim și apreciem că ne-ați așteptat. Ca niște români adevărați, cu inima caldă, cu masa caldă, cu brațele deschise, ne-ați îmbrățișat cu drag, ne-ați primit, ne-ați servit cu drag și vă mulțumim din toată inima. Dumnezeu să vă răsplătească. Vis-a-vis -vis de alte cheltuieli, țin să anunț aici, eu sunt doar pe post de comunicator, uh, au fost în discuție ca împreună cu bisericile din Austria să acoperim o parte din cheltuielile noastre de transport. Între timp am luat hotărârea și hotărârea când o spun eu, Dorin, Lidia și alții de aici mă știu bine, să amân pe taică meu și taică meu când zice că așa îi, de acolo, după legea mezilor și a perșilor, nu se mai schimbă nimic. Am luat o să nu fie nevoie să apelăm la niciun sacrificiu al niciunei biserici din această călătorie de slujire în Austria, așa că toate cheltuierile de transport și toate celelalte ne vor reveni cu toată bucuria, le vom face, le vom achita și repet, nu vrem cu nimic să afectăm bucuria de a fi împreună pentru câteva zile pe aici, pe meleagurile acestei țări, reci de altfel, să fim împreună cu dumneavoastră și să ne încălzească Domnul inimile în părtășiile sfinte. Stăm cu frică înainte lui Dumnezeu, nu rostim cuvinte ușoare, nici nu ne permitem să vorbim dintr-o perspectivă știu eu care nu e sănătoasă și nu e potrivită cu adevărul cuvântului Dumnezeu. Însă, datorită anumitor lucruri, am luat această hotărâre și vă mulțumim, fraților din bordul de conducere. Oricum sunteți în șantier, am văzut schelele aici, mai că eram porniți, ajungând mai repede cu vreo oră, având meseriași foarte buni cu noi, să ne pornim pe schele și să vă ajutăm pe aici la lucru, dar n-am mai reușit asta. Așa că dărnicia dumneavoastră în vederea susținerii lucrării va contribui la multe alte nevoi pe care le are această biserică. În virtutea acestei hotărâri, voi avea și libertatea să vă spun câteva lucruri despre partea Domnului. Despre partea Domnului. Este un subiect destul de complicat, destul de spinos. Fratele Denis mi-a deschis orizontul în direcția aceasta și în câteva minute vreau să subliniem, vorbea despre, fratele Denis vorbea despre faptul că proprietarul și dătătorul la tot ce avem noi și tot ce suntem noi este El. Eu o să vorbesc despre prioritarul ca fiind din tot ce avem și din tot ce suntem, tot El. Citesc ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. Deschideți împreună cu mine la Levetic, nu cred că am făcut o alegere foarte bună să intru în doctrină, dar vreau să subliniem câteva lucruri pe care sunt convins că dumneavoastră le cunoașteți și s-au predicat aici și frații slujitori n-au trecut pe lângă ele. Leveticul, capitolul 27, citim următoarele. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. De la versetul 30, orice zeciuială din pământ, fie din roadele Pământului, fie din rodul pomilor. Este a, a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Deja deci aici ne implică pe noi. Este a lui el ar putea să o ia, dar este un lucru închinat Domnului. Vine spre noi și noi îl redirecționăm. Ați înțeles? Dacă vrea cineva să răscumpere ceva din veciuala lui, să mai adauge o cincime. Dividende. De aici e termenul de dividende. Orice zeciuială din cireți și din turme, din tot ce trece sub toiag, să fie o zeciuială închinată Domnului. Dumnezeu își rezervă dreptul. Să-și stabilească perimetru. Își rezervă dreptul să spună asta e a mea. Haideți să vă dau un exemplu. Să presupunem că eu împrumut pe fratele Florin cu 1000 de euro. E simplă ecuație. 1, 0, 0, 0. Îl împrumut fratele Florin cu 1000 de euro. Dumnealui folosește banii și stabilim că peste 2 ani mi dă înapoi. Sau peste un an. Peste un an mi dă înapoi. Întrebarea este următoare. Dacă îmi dă mie înapoi, îmi face vreun favor mie? Da sau nu? Dacă îmi dă mie, îmi face vreun cadou mie? Trebuie să mă simt eu cumva interesant că fratele Florin mi-a dat mie o mie de euro? Nu. Dar dacă nu mi dăm înșală, de ce? Pentru că sunt proprietatea mea. Îi am dat împrumut să-i administreze, așa cum Dumnealui se gândește, ca la timpul potrivit să revină ce este al meu. Din tot ce ești, din tot ce ai, din tot ce deții, suntem proprietari. Avem documente pe mașină, avem documente pe casă, avem documente pe apartament, avem documente pe. Nimeni nu poate să survoleze în interiorul proprietății tale pentru că ești proprietar. Și în tot ceea ce e pe numele tău, Dumnezeu zice, partea asta e a mea. Și dacă mi-o dai, nu-mi faci un favor. Și dacă aduci la casa Domnului zeciuielile, nu mă pe mine. Doar îți iei mâna de pe ce nu este al tău. Prioritar în tot ce avem și în tot ce deținem noi este Domnul. Și zice, se citea aici din prorocul Maleahi, se cade să mă înșele cineva cum mă înșelați voi și voi întrebați cu ce te-am înșelat cu partea mea. cu zecimea. care era a mea, era închinată mie. Eu sunt prioritar să-mi aleg, să pun ochii pe ce este în turma ta, pe ce este în casa ta, pe ce este în ogorul tău. Eu am dreptul să-mi aleg partea mea și tu mă înșeli. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Matei, capitolul 23. Versetul 23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că, dați, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai neînsemnate lucruri din lege dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să, să nu le lăsați nefăcute. Mergem în uh, capitolul 18 din numeri. În câteva minute închei, nu, nu, vă, nu vă îngrijorați. În, în Numeri, în capitolul 18, citim de la versetul 29. Din toate darurile care vi se vor da, să luați întâi toate darurile pentru Domnul. Din tot ce va fi mai bun, să luați întâi partea închinată Domnului. Asta era slujba leviților aduceau oamenii și trebuia să iasă să pună deoparte ce este închina Domnului. Mergem mai departe, versetul 32. Nu vă veți face vinovați, adică voi leviților, pentru aceasta de niciun păcat, dacă veți lua din ele. Dacă vei lua din ele pentru Domnul ce este mai bun, nici nu veți pângări darurile sfinte ale copilor lui Israel și nu veți muri. Era dreptul lor să-și atribuie, pentru că ce aducea poporul era pentru leviți. Ei trebuiau să trăiască de acolo. N-aveau seminție, n-aveau ținut, n-aveau o goare. Ei trăiau din ce se aducea la casa Domnului. Și acum Domnul le spune leviților, voi trebuie să dați zeciuială din zeciuială. Voi ați primit lucrurile acestea, dar voi nu faceți niciun păcat dacă și voi, la rândul vostru, luați din ce primiți și dați mai departe închinați, în chinați, Domnul. Sunt împreună cu soția și cu trei dintre copiii noștri, în urmă cu 17 ani, după ce ne-am căsătorit, peste 17 ani, am luat hotărârea în calitate de preot în casă, vă puteți da seama la 23 de ani cât de hotărât și de convins eram, că în casa noastră, pe lângă multe alte principii scripturale, principiul zeciuielii va fi unul hotărât. Soția mea a fost foarte de acord și sunt 17 ani de când, cu ajutorul lui Dumnezeu, cu mici greșeli, cu mici fincope, ne-am străduit să punem partea lui Dumnezeu cu toată strictețea, cu toată atenția. I-am spus soției mele, tot ce intră, locație, indemnizație, dacă am dat o mie de euro în prumut și mi-au adus înapoi, când or veni din nou intrat în casă, din nou îi calculăm la zeciuială și am fost foarte, foarte atenți la lucrul acesta. Iubiții mei, suntem înaintea Domnului în seara aceasta. Înțeleptul spunea în cele citite de fratele Denis: Cinstește-l pe Domnul cu averile tale. Ne-am obișnuit să-l cinstim cu buzele noastre și noi cântăreții suntem experți aici. Să-l cinstim prin tot felul de afirmații. Domnul, Domnul e bun, e mare, e plin de dragoste. Dar cu averile, când l-ai cinstit ultima oară? Să se simtă că-i dai cinste să se uite la tine, să se uite la mine, să spună omul acesta, Domnule, mă cinstește. Și știți ce înseamnă să cinstești pe cineva? Prioritar este, este Domnul. Indiferent că e vorba de popor, indiferent că e vorba de cei care trecem pe la Anvon, indiferent că e vorba de frații care, poate, poate la dumneavoastră nu sunt, dar uh, frații care sunt plătiți de frați, și care sunt remunerați oarecum că nu sunt plătiți, ajutați să-și câștige pâinea pentru familie, punându-se cu totul în slujba lui Dumnezeu, pentru fiecare, Biblia și Dumnezeu își rezervă dreptul să își ia partea lui. În Evanghelia după Marcu, în capitolul 14, e femeia aceea care vine în Tăcerea aceea, serii, în tensiunea aceea ucenicii erau panicați din orice moment. În orice moment ar putea să intre cineva, Doamne, ăștia vor să te omoare, să nu urcăm la Ierusalim. Și erau lângă Ierusalim, în Betania. Și era o tensiune că o taiai cu cuțitul efectiv în camera aceea, o dai aceea din suburbia Ierusalimului. Era o tensiune teribilă și dintr-o dată, se sparge un vas. Vă puteți imagina ce era în mintea ucenicilor și era în inima lor? Dintr-o dată o panică, au intrat careva, au intrat romanii, au intrat iudei, au intrat soldați, au intrat careva. Dintr-o dată o panică teribilă în lumina pâlpâind a făcleilor. Și toată casa se umple de parfum. Și auziți ce spune Pe când și dea Iisus la masă în Betania, casa lui Simon Leprosu, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat foarte scump și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora din ei le-a fost necați și ziceau, ce stare are risipă această de mir? Mirul acesta s-ar putea vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necas pe femeia aceea. Și acum asistăm la întărirea zeciuierii de către Mântuitorul. Dar Isus le-a zis, lăsați-o în pace. De ce faceți supărare? Ea a făcut un lucru frumos pentru mine. Pe săraci? Pe săraci aveți totdeauna cu voi. Și le puteți face bine oricând. Dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Le transmite ucenicilor următorul adevăr: Nu inversați prioritățile. Eu sunt primul și apoi aveți timp și de săraci. Lăsați-o că ea a înțeles ordinea. A venit să facă un lucru frumos pentru mine și apoi voi ați inversat lucrurile, săraci. Oltenia, Galați, Africa, Vaslui, vă sună cunoscut, nu? Nu, 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 zice pentru mine primat. Aduceți partea mea și după aia vedeți voi de săraci. Prima dată eu, zice Mântuitor. Și pentru că avem în fața noastră o epistolă evrei, care este o teologie comparată aici, vreau să observăm tandemul dintre vechiul legământ și noul legământ, dintre cort și adevăratul cort, dintre fosta preoție și adevărata preoție, dintre sângele animalelor și sângele lui Hristos și cum se merge într-un tandem așa și învățătura Scripturii ne, 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 ne așează pe un făgaș atât de, atât de valoros. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în, în Evrei, în capitolul 7. Citez la versetul 5. Aceea dintre fiii lui Levi, care îndeplinesc slujba de preoți după lege, au porunca să ia veciuială de la norod, adică de la frații lor, cu toate că și ei se coboară din avra. Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat veciuială de la Avram și a binecuvântat pe cel ce avea făgăduințele. Dar fără îndoială că cel mai mic este binecuvântat de cel mai mare. Și apoi aici de la imaginea trecută, de la Melchisedec, de la Avram, de la evrei, ne aduce tot peisajul în Hristos. Și apoi, aici, cei ce iau zeciuială sunt niște oameni muritori, pe când acolo o ia cineva despre care se mărturisește că este viu. Acolo a fost zeciuiala și a fost rânduiala. Aici nu mai iau preoții fiului lui Levi. Aici o iau unul despre care se mărturisește că e viu. Iubiții mei, atât. Cinstiți-l pe Domnul cu averile dumneavoastră. Partea Domnului să rămână partea Lui. Noi facem niciun favor dacă i-o dăm. Nu îl încântăm, doar ne luăm mâna de pe ce nu este al nostru. Vă doresc multă Sănătate spirituală și binecuvântare. Amin.